Există niște flori care aduc sărăcia și ghinionul în casa ta. Tocmai din acest motiv ar fi bine să nu le ai niciodată în apartamentul tău. Atunci când vrei să ai o casă plină de flori, asigură-te că eviți aceste plante. Conform principiilor Feng Shui, fiecare plantă în parte atrage anumite energii. Astfel sunt plante care atrag sărăcia și ghinionul, în timp ce altele sporesc cearta în relația de cuplu. Una dintre aceste plante este chiar faimosul cactus. Într-adevăr, spre deosebire de alte flori, el nu necesită mare îngrijire. Are nevoie de puțină apă, se găsește ușor și este accesibil la preț. Cu toate acestea, potrivit principiilor Feng Shui, cactusul aduce energie negativă într-o casă. Din aceeași categorie mai face parte și ficusul, o altă plantă prezentă de astfel în numeroase case. La fel ca și cactusul, ficusul aduce sărăcia și ghinionul într-o casă. Dincolo de asta, această plantă atrage energiile negative, dar și bolile, spun specialiștii Feng Shui. Plantele de apartament cu tulpină otrăvitoare. În acest caz, problema constă în tulpina plantei. Mai exact, conform specialiștilor din domeniul Feng Shui, aceasta ar fi otrăvitoare, notează sursa citată. Iar din seria plantelor care aduc ghinion în casă și alte energii negative, avem și iuca. De asemenea, crinul de apartament, care de altfel are un miros inconfundabil, nu este o alegere prea bună dacă vrei prosperitate. Specialiștii spun că această plantă aduce mare ghinion într-o căsnicie. De asemenea, ea poate provoca și alte probleme de sănătate. Iar același lucru este valabil și în cazul plantei de piper, care poate fi periculoasă pentru sănătate, mai ales dacă este așezată în dormitor. Important de știut este faptul că toate aceste detalii sunt susținute doar de către experții principiilor Feng Shui. Mai exact, acestea nu sunt susținute de dovezi științifice și nici nu au fost efectuate prea multe studii în acest sens. Să nu uităm și de faptul că o plantă prezentă într-o casă îmbunătățește calitatea aerului și dă o stare de bine în general. Relatează paranteze.md.ro